Vorbește lumea la cafea, se aude tare. Este ultima zi de vacanță, așa că cei mici profită din plin. Copiii Silvanei Riciu, spre exemplu, au convins-o pe mama lor să meargă la patinoar. Deși nici ei și nici ea nu au mai patinat vreodată. Beatrice află cum decurge prima lecție. Bună! Bună! Să știți că e prima lecție pentru ei, dar și pentru mine e prima lecție. N-am vrut să intrăm pe gheață până nu o vedeți și voi pe Silvana cu outfitul ei complet, outfitul de moli acesta. Bună, Silvana! Bună, bună! Ești o adevărată apariție. Da, cu cizmulițele mele Hello Kitty. Ești cu puțin roz, dar hai să te schimbi repede pentru că o să intrăm și noi acolo pe gheață. Copii, adică fiimea se descurcă, eu mai puțin. Văd că Andrada e deja profesionistă. Da, e prima ei lecție, dar e perseverentă. E perseverentă, da. Ai zis că știi să mergi cu rolele, nu, Andrada? Da. E ușor pe gheață, e vreo diferență cu rolele, cu patinele? Nu. Unde e mai, cu ce e mai greu? Pe gheață. Pe gheață? Ai luat vreo căzătură? Și? Cum e? Ești ambițioasă, nu? Ești gata, Silvana? Aproape. Hai că văd că ești pregătită, dar să știi că eu am venit și mai pregătită. Ți-am adus și o cască în cazul în care ai vreun accident, să fii asigurată. Și știu că ți-o place foarte mult rozul. Da, tu te-ai gândit că știu sau că nu știu? Eu am vrut să fiu asigurată. Da. Hai să intrăm, puneți imediat casca cu puțin roz. Casca se cu puțin potrivește. Roz. Păi, hai să-mi spui cum o punem. Cum vrei tu. Hai. În fața? Cred că așa. Așa, e așa? Bine? Da. Hai să intrăm. Hai să intrăm. Hai. Nu ți-e teamă cu unghiile așa mari aici? Dacă te-ai lovit? Hai să vedem. Păi tu ce-ți imaginezi? Că știu? Păi după nu tine. Știu. Suntem la prima lecție. Așa, mami, e greu? Nu. E ușor? Da. Să vedem cine te ajută. Dar uite, Luca. Se pricepe. Hai, mami, vin aici. Hai să vedem. Hai să vedem. Mă țin și eu de ăsta al tău? Nu știe, nu știe. E greu, Luca? Da. Ai luat vreo căzătură? Nu. Hai să vedem cum e, Silvana. Auzi, n-a luat nicio căzătură, că nu s-a ridicat. Nu s-a ridicat de pe tine. Dar hai să te văd pe tine, te descurci? S-a mai ridicat, măi. Tu te descurci? Hai să vedem. Facem o trecere? Hai, poate cad. Păi să știi că nici eu n-am mai mers niciodată cu patinele. Stai așa, că nu știu să mă întorc. Așa profitați voi de ultima zi de vacanță? Da, dar nu e chiar ultima, că sâmbătă și duminică mai avem un pic, nu? Hai, Luca, mami, și tu mergi? Vine cum să e ține de cu patinele, Luca? Rău. Îți place? Da. Îi place. Uite, Andrada e deja profesionistă. Uite, Andrada, da, deja a învățat să meargă. Ea e foarte receptivă la orice sport, la orice legat de mișcare, de lucruri chiar și extreme. Și noi nu ne comparăm la curaj cu ea. Dacă ar fi după aia, s-ar ruga și pe treptele astea pe Isus. Serios? Da, deci e foarte curajoasă. Dacă n-am avut odată curaj eu să mă dau cu tiroliana, ea s-a uitat la televizor și a zis: mami, m-ai făcut de râs. Stai, mami, vrei să cădem amândoi? Zice: mami, m-ai făcut de râs, cum să nu te dai tu cu tiroliana? Mm-hmm. Trebuia să mă iei pe mine, te salvam eu. Ție-ți-e frică? Ți-e teamă? Eu am mai patinat o singură dată, dar pe un patinoar afară, în aer liber, și nu aluneci așa rău ca aici. Păi hai, arată-mi să faci ce poți. Da, adică pot multe. De ce am venit aici până la urmă? Hai să vedem ce și cum. Da. Aoleo, să nu ne accidentăm, Andrada. Mai știi, poate până la sfârșitul zilei, Silvana, o să ajungem să facem piruete dintre acelea. Da, piruete, corect? Să vezi ce mă învârt, triplu. Da, ai luat vreo căsătură? Nu, și sper să nu iau în direct acum. Tu ai luat vreo căsătură? Eu n-am luat, ai văzut? Ai fost martoră? Măi, păi dacă iau vreo căsătură, îmi rup unghiuțele mele de Valentine's Day, păi e corect? Aoleu, cred că dacă pici cu unghiuțele astea aici, se face o gaură în gheață, nu știu cum să zic. Le înfit în gheață, da. Am și o rugăminte, nu vă țineți de mine, că eu sunt mai... Andrada, mami nu prea are curaj, așa, o ajuți puțin? Hai, mergem amândouă, hai! Încurajezi? Hai să vedem! Hai. Ne întoarcem acum la voi, Adela Cove, noi mai rămânem puțin, sper totuși să nu luăm nicio căzătură până la final și să ne descurcăm cât mai bine.
Hai, nu, aveți deci am... grijă, aveți Doamne, grijă, vă ținem pumnii. Am stat cu pumnii strânși să nu cumva să... Da, dragă, că nu se întâmplă. Și oricum, e bine să iei o căzătură la început.